Bună ziua, încă o dată de la mine. Suntem la sesiunea finală de conținut a Festivalului Digital Predau Viitor, de audiția 2023. Ultima, dar nu cea de pe urmă, ci din contră, extrem de importantă pentru conversația noastră și este o sesiune cu un subiect despre care ați mai tot discutat, am discutat și în chat, am discutat și la sesiune de networking și destul de mulți profesori pe care i-ați auzit astăzi au vorbit despre despre el, este vorba despre programul nostru Meet Code, căci ne gândeam să vă povestim mai mult despre ce este cu el având în vedere multiplele întrebări pe care le-am primit de, despre asta. Este și totuși un moment, este un moment de celebrare pentru noi, pentru că suntem la finalul programului, la finalul ediției din acest an Meet Code și ca de fiecare dată în festival încercăm să nu știu, ne adunăm și să vorbim despre asta, cum a fost anul ăsta, ce putem face mai bine data viitoare, ce ne-a plăcut cum a ieșit. Și o să vedeți de la invitații noștri care o să pornesc eu imediat. Un share screen, că ce lucru mai minunat um, decât să vorbim cu oamenii care fac evenimente, cu oamenii care voluntariază la evenimente, cu oamenii care sprijină aceste evenimente și aceste programe. Uh, și de asta îi am astăzi alături de mine pe uh, trei invitați senzaționali, uh, pe Valentina Tănăsăciuc. Um, unul dintre organizatorii de evenimente Meet and Code din România, Pezneșana Dornea, unul dintre organizatorii de evenimente din Republica Moldova, și pe Bogdan Cioc, unul dintre senzaționalii voluntari de la SAP România și, și în calitatea aici, de susținător al acestui, una, una, una dintre companiile susținătoare a acestui program. Um, înainte de toate, niște mici lucruri administrative. Vă readuc aminte din nou, poate pentru ultima oară pe ziua de astăzi, de fapt pentru ultima oară, că o să vă mai readuc aminte încă o dată la închiderea de festival, de padletul de festival, acolo unde ne puteți, puteți urmări programul. Vă aduc aminte și de padletul separat de reflexii, unde ne puteți lăsa gândurile dumneavoastră cu privire la ziua de astăzi și la ce auziți. Um... Acolo veți găsi în ambele padleturi, veți găsi și informații despre alte resurse, despre prezentările din festival, linkuri către programe, proiecte, către idei, către cum se obțin certificatele de participare și multe alte întrebări despre înregistrările acestor sesiuni și alte întrebări pe care mi le le-ați adresat. Apoi, alături de mine în chat se află colega mea, Ana Stamatescu, adevăratul coordonator al programului Meet and Code timp de șapte ani în România, dar care după două sesiuni, una după alta, face o mică pauză de vorbit și este alături de dumneavoastră în chat. Asta este și motivul pentru care eu vorbesc ca să spun astăzi cu dumneavoastră și nu Ana. Um, Ana o să vă pună resurse și informații despre acest program minunat și, de asemenea, o să și preia întrebările pe care le aveți pentru invitații noștri de astăzi um, și o să ni le transmită nouă mai departe. Dar înainte să invit invitații noștri minunați în scenă să ne povestească despre ceea ce este cel mai important în Meeting Code, și anume cât de bine și senzațional s-au simțit copiii și voluntarii la aceste evenimente, haideți să vă povestesc puțin despre ce este vorba, adică ce e Meeting Code. Da? Ce este Meeting Code. Um, poate unii dintre dumneavoastră ați mai auzit despre asta, poate. Nu ați mai auzit despre, despre acest program. Este un program pe care și este cea mai mare inițiativă, cea mai mare inițiativă digitală europeană de, de sprijinirea de echiparea a tinerilor cu competențe digitale, care este aliniată la Europe Code Week. Um, facem acest program um, împreună cu partenerii noștri de șapte ani de zile în România și de doi ani în Republica Moldova. Este o inițiativă europeană. Deci asta înseamnă că noi, Asociația TechSoup, facem parte dintr-o rețea europeană, care se numește TechSoup Europe. Această rețea europeană, împreună cu partenerul nostru din Germania, a pornit împreună cu USA pe Germania, urmă cu șapte ani, această, această inițiativă Meet and Code care în acest moment se regăsește în aproape toate țările Europei. Între timp, mai mulți parteneri s-au uh, alăturat inițiativei anul acesta, atât Amazon prin programul lui Future Engineer, cât și SAP continuă să fie SAP sau continuă să fie partenerul nostru um, și susține acest program la nivel european. Um, găsiți Meet and Code în toate aceste senzaționale țări. Um, anul acesta în 25 de țări europene. Programul s-a tot extins, s-a tot extins, dar el, în esență, în absolut orice țară europeană l-ați găsi, o să-l găsiți sub aceeași formulă. Este un program de capacitare, dacă vreți, a organizațiilor mici, mijlocii, din comunități mici, mijlocii, care vor să facă evenimente de încurajare a utilizării tehnologiei într-un mod responsabil de către, de către tineri și de către ele, este un program prin care ei accesează, în primul rând, niște resurse financiare, care par, uneori, poate că nu sunt foarte multe, dar pot fi foarte semnificative în a face diferența. Dar, de cealaltă parte, au acces la foarte multă informație despre cum să organizeze aceste evenimente, cum să crească impactul a ceea ce fac acolo, suport în a găsi voluntari care să-i ajute cu aceste evenimente, suport în a comunica mai bine despre aceste evenimente cu comunitatea din care fac parte. So, ele sunt niște evenimente pentru care noi punem la dispoziție finanțare, dar și suport. Se întâmplă Trec printr perio printr-o printr perioadă de înscrieri și uh, sunt evident jurizate, deci există și o competiție în spate. Um, se, se înscriu aceste proiecte în competiție în general în perioada iunie-septembrie, cam asta a fost calendarul cam în fiecare an de când l-am organizat, și apoi evenimentele astea se organizează în perioada 1 septembrie-31 septembrie, fiind suprapuse cu momentul în care se întâmplă Europe Code Week. Da. Ce putem noi sprijini sunt asociații, asta înseamnă că trebuie să existe o organizare juridică a inițiativei și a comunității respective într-o organizație non-profit, dar de cele mai multe ori partenerii noștri sunt asociații de părinți, asociații de elevi, asociații de absolvenți, asociații de profesori care sunt parteneri școlii, organizații din comunitatea locală, ceea ce ne bucură teribil, teribil de mult. Um, în general, și nu doar în general, și în special, evenimentele pe care noi le sprijinim, evenimentele de-astea de programare și tehnologie pe care noi le sprijinim, este foarte important să celebreze diversitatea, să sprijine grupul vulnerabile sau dezavantajate. Se focusează foarte mult pe dezvoltarea de abilități și competențe, după cum tot discutam de azi dimineață despre asta, nu doar pe transmiterea de informații, și propun formate care pun foarte mult accent pe învățarea practică și pe activitatea practică. Da? Participanții sunt implicați activ, nu doar se uită la lucruri, ci, la fel cum ne povestea la un moment dat Oli, fac lucruri cu uh, mâinile lor. Încurajează munca în echipă. Încurajează activități interdisciplinare, da, tratează mai ales un lucru care e foarte important pentru noi la Asociația Texub și știu că este important și pentru multumitea noastră, tratează provocări din viața reală în așa fel încât învățarea să fie relevantă elevilor. Da, ce mai? Este un format de eveniment extracurricular care ajută să sprijine acei 5 piloni de învățare de care povestea Olibrei în prima sesiune, da, să facă învățarea plină de bucurie și de. Um, Înțelegere pentru copiii care participă. Pun și na, acum de când facem noi aceste evenimente, am văzut foarte, foarte multe lucruri uh, întâmplându-se, care au schimbat comunități, pentru că, în incredibil de multe cazuri, um, Meet and Code a fost prima finanțare accesată. De către o asociație de părinți sau de către o asociație școlară. A fost primul proiect STEAM implementat în școala respectivă, a fost primul pas pe care organizația mică și profesorii care o coordonează sau elevii care o coordonează l-au făcut pentru a începe să atragă mult mai multe resurse la școală. Asta înseamnă că după aceea au prins curaj, da? să se ducă și la următoarele finanțări, să se ducă și la următoarele construcții de resurse, aduce na, această comunitate senzațională de stim internațională și avem și acest feedback că este printre cele mai ușor finanțări accesate, ceea ce ne bucură foarte mult să știm că oamenii se pot concentra cu adevărat pe eveniment și pe ce face diferența în învățare, acolo, la clasă, și nu neapărat pe lucrurile birocratice. Acum, la noi, pe canalul de YouTube și în diferite alte locuri pe site, puteți să găsiți numeroase, numeroase idei de evenimente, meet and code interviuri cu organizatorii, um, resurse de evenimente. Um, pe site, o să găsiți pe site pe la meet and code o să găsiți întreaga selecție de, de evenimente care sunt finanțate în anul respectiv pentru inspirație. Deci, sunt foarte multe resurse care să vă ajute și pe poate cei care nu știu foarte multe despre asta sau încă le este puțin teamă de ideea asta de a organiza evenimente cu finanțare, să-și dea seama despre ce este vorba. Găsiți multe povești pe site-ul Meet Code, povești de organizatori senzaționali, cum sunt cei pe care îi veți cunoaște și astăzi. Și o să vedeți aici câteva exemple de, de evenimente care s-au întâmplat anul acesta care se uită la tot felul de lucruri senzaționale, da? de la combinația asta dintre tehnologie și planetă și mediu, despre care și în acest, și în acest festival am mai discutat, combinația dintre nu știu, crearea de produse, dar și hardware în același timp, să ajute copiii să înțeleagă mai bine ce înseamnă nu știu, toate aceste lucruri smart, da? smart homes, smart device-urile din jurul nostru și cum pot fi concentra folosite mai bine, dar toate sunt focustate și concentrate pe această idee. Copiii să construiască niște soluții pentru niște probleme pe care le văd în jurul lor. Lucru care mie mi se pare senzațional, căci cred că au mare potențial în a face acest lucru. Doar câteva cifre ca să vă dați seama unde am ajuns după acești șapte ani. Na, am sprijinit 213 organizații care au organizat peste 500 de evenimente, au ajuns la peste 20.000 de tineri care au avut experiență directă cu tehnologia într-un mod fan, distractiv, dar și extrem de educativ. Și am dat mai departe finanțări în valoare de 155.700 de euro. Poate părea mult, poate părea puțin, dar pentru noi ceea ce face incredibil de mare diferența este această întâlnire incredibilă între. Na, o oportunitate, fie ea și mică, dar și niște oameni senzaționali care cu această oportunitate construiesc niște lucruri absolut de nemai văzut în comunitățile lor, în care nu te-ai gândi poate că se pot construi aceste oportunități. Um, asta a fost bucata mea de prezentare. Care sper că a făcut-o mândră pe Ana. Ana ar fi prezentat aceste lucruri mult mai bine decât mine, credeți-mă căci ea a și construit acest program timp de șapte ani de zile. Eu sper că nu am făcut-o foarte, foarte rău de rușine în acest moment. Este un program minunat, de care nouă ne este foarte drag și de care suntem foarte mândri. Și nu mă credeți pe mine pe cuvânt, că poate cine știe, eu nu sunt foarte obiectivă, ci haideți să auzim de la Oamenii care sunt de fapt meet and code, care nu suntem nici noi, nici semnătorii noștri, ci organizatorii de evenimente, aceea care fac această diferență în viețile um, copiilor lor cu care lucrează. Și eu o să-mi opresc ecranul în acest moment și o să revin încă o dată la invitații mei senzaționali, și o să o invit pe doamna Snejana Dornea, din Republica Moldova. Să ne povestească puțin despre experiența dumnei Mit în code. Bună, neșana! Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ce mă bucur să ne vedem și să ne auzim! Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat această invitație. Da, mulțumesc mult pentru invitație! Păi, suntem cu ochii pe această prezentare și abia așteptăm să ne notăm idei și resurse. Da, o secundă, pornesc prezentarea sper că este vizibil pentru toată lumea, da? Totul este în regulă, iau, eu mi-am luat creionul și hârtia. Mulțumesc foarte mult! O să vorbesc câte ceva despre mine, da? Fiind, sunt un profesor care mă aflu în concediu de îngrijire a copilului, dar activez ca voluntară în diverse proiecte Twinning, care sunt profesorii Twinning, știu ce înseamnă lucrul acest. Am o experiență în pedagogie de 16 ani, sunt din domeniul IT, am grad didactic 2, inclusiv la disciplina informatică și disciplina de specialitate TIC. Sunt într-o școală profesională și deci avem meserii cu cei ce ține din domeniul IT. Cu studii am respective la fel în informații și le moderne aplicate și am două mastere în calculatare și rețele și tehnologie informațională în instruire. Și de curând, din martie 2023, sunt fondatoarea și președintele Asociației Obștești Creative Human. Fiind la un curs în Chișinău, am fost foarte multe inițiată de a participa la Meet Code de doamna Natalia Șeremiet. Cu asta îi aduc foarte mari mulțumiri. Am participat anul trecut la Predau Viitor, la festival, unde am văzut-o pe doamna Maia Porumbica. La fel, e sursa noastră de inspirație ce ține de discipline STEM. Noi, ca asociație, cine suntem? Adică avem o deviză. Suntem creative, inspirăm și totodată creștem. Suntem o organizație necomercială din Republica Moldova, suntem de la sudul Republicii, suntem din municipiul Cahul. Scopul nostru ca această asociație, adică unele din scopuri, că nu le-am prezentat pe toate, fi să realizăm și să promovăm inițiative cu caracter civic, economic, cultural, educativ, precum și alte inițiative în interzise de lege Republicii Moldova și, clar, lucru să desfășurăm activități științifice și din instruire. Puteți, ne puteți urmări pe Facebook, am pus linkul o parte din activitățile asociației obștești. Suntem în derulare a, a unui proiect, a, ca parteneri într-un proiect cu altă asociație, a, unde avem Clubul Muncii pentru Femei și realizăm diferite tematici și diferite șezători moderne. A, anul acesta, la Mitancod Cod, am participat cu trei evenimente. A, primul a, fiind, noi am fost, adică suntem prima și respectiv, cum aș spus doamna Elena, noi suntem primul an și prima microfinanțare am avut din partea lui Mit în cod, ceea ce aduce mulțumiri. Primul eveniment a fost HTML, arta structurării web-ului, al doilea a fost EcoScratch și al treilea am avut termostat smart pentru școala ta. În primul primul eveniment am avut o perioadă de la 13.09 până la 26.10. Am avut câte 8 întâlniri, câte două ore cu elevii școli profesionale din oraș Cahul. Asociația are parteneriat cu respectiv școala, unde am desfășurat activitățile în cadrul școlii. Numărul maxim de participanți a fost de 20 de elevi. În cadrul acestui eveniment am desfășurat activități în care elevii, inclusiv și în grup, au fost iniția inițiați în utilizarea platformei Visual Studio Code și am scris coduri elementare și necesare pentru a crea o, pra o proprie pagină HTML. Tematica a fost la dorință. Fiecare și-a dezvoltat pagina după propria dorință, n-a fost o tematică anume. Uh, scopul a fost ca noi să inițiem studierea HTML ca să fie uh, foarte distractiv și atractiv pentru ei, inclusiv de la teorie până la practică și unde am pus accent mai mult pe practică, atât individual cât și uh, lucru uh, în grup. Ca obiective acestui eveniment noi am avut de a crea o pagină web uh, a proiectului, fiecare de lucru um, a plasat linkurile către paginile web create. La fel am avut dezvoltarea paginilor specifice pentru fiecare grup. Cum și-am spus, a realizat o pagină web atractivă cu o tematică proprie, după dorință și gustul fiecărui elev sau a grupului în parte. La fel am avut integrarea interactivității și a evaluării. S-a creat pagini web în grup, accesibile, atrăgătoare și ușor de utilizat, unde evaluarea paginilor a fost la nivel de clasă cât și la nivel de școală pentru o activitate extracurriculară, descoperind magia HTML. Adică au prezentat uh, activitatea dată altor colegi, cei ce au făcut ei în cadrul Meet and Code. Uh, aici avem poze, cum ei lucrează, diferite la diferite, activi, diferite, um, la diferite zile, hai să spun așa. Uh, al doilea eveniment a fost Eco Scratch. A fost în perioada de, Adică într-o zi am avut a de o oră și 30 cu elevii din gimnaziu Alexei Mateevici din satul Manta în reunul Cahul, fiind un, un sat rural, da? De la țară. Unde a fost la fel în cadrul școlii. Numărul maxim de participanți a fost 25. Au fost elevi din clasa 8 -a și clasa 9 -a de gimnaziu. S-a programat un joc interactiv din, în care elevii au trebuit să rezolve provocări legate de mediu, cum ar fi colectarea selectivă a deșeurilor. A fost un proiect creativ care a promovat conștientizarea și acțiunilor în favoarea mediului înconjurător. Iarăși, ca obiective, am avut ca să conștientizeze ecologic, prin a educa și informa elevilor cu probleme privitor de mediu, cum ar fi poluarea. Am promovat acțiuni sustenabile, am încurajat elevii să adopte comportamente și obiceiuri prietinase cu mediul, cum ar fi reciclare selectivă. Am implicat interactiv în acțiuni care le, să le arate efectele acțiunilor lor asupra mediului și cum pot contribui la soluționarea problemelor. Prin joc s-a încurajat gândirea critică, s-a pus elevii să, în situații care ar trebui să gândească critic și să ia decizii care au impact asupra mediului. Am dat frâu creativității și imaginației, am încurajat să folosească creativitatea pentru a aborda teme ecologice în mod inovator și captivant am inspirat la acțiune și am motivat elevii să devină activi în comunitățile lor și să-și aducă contribuții la schimbările pozitive pentru mediul înconjurător. Aici avem poze de la activități, de la activitate, per, că a fost doar o singură activitate. La final avem feedback, vă spun. Al treilea eveniment a fost un termostat smart pentru școala ta, care am avut câte trei întâlniri în perioada respectivă 2809 12 și 19 luna 10 de câte o oră cu elevii școlii profesionale în oraș Cahul. Această activitate a am desfășurat-o în cadrul bibliotecii pentru copii care se află din municipiu. Numărul maxim de participanți a fost de 20. În cadrul acestui eveniment am creat un termostat smart care permite controlul temperaturii din școală utilizând tehnologia Arduino și afișează temperatura curentă pe un ecran LCD. S-au utilizat echipamente Arduino, unde, ca resurse am folosit platforma oficială a site-ului, da, uh, Arduino ID, mediul de, de dezvoltare în care am scris și am compilat codul pentru placa Arduino și, clar, lucru bibliotecile Arduino pentru aproape orice componentă sau senzor, uh, cum am, am avut noi, senzor de temperatură în cazul dat. Uh, ca metodă am folosit învățarea de la exemple simple, am experimentat cu exemple simple, cum ar fi citirea valorilor senzorilor și afișarea acestora pe un LCD unde ne-a ajutat să ne familiarizăm cu componentele și cu modul în care se conectează la placa Arduino. Am divizat proiectul în etape mai mici pentru a citi temperatura și a afișa pe ecranul ăsta. De Apoi am adăugat controlul surselor de căldură răcire și în acel urmă am implementat conectivitatea Wi-Fi. Am experimentat cu biblioteci, am adaptat și îmbunătățit privitor la exemple și coduri existente pentru a servi nevoilor uh, și am testat în etape și clar lucru după am împărtășit experiența după ce am finalizat proiectul. Uh, urmează să îl instalăm în școală uh, ne-a rămas să facem o carcasă și să dăm termostat, stat, termostat adică să punem să-l afișăm în școala noastră. Uh, respectiv, cum are loc activitatea în bibliotecă? Uh, noi pe lângă Termostat Smart uh, am avut și curiozitatea mai mult și inclusiv am avut uh, voluntarii din bibliotecă unde la fel ne-au venit cu mai multe uh, idei, au făcut și inimioare tot pe bazar de Arduino, uh, au programat uh, și elevilor le-a fost uh, interesant. Uh, Aici este și un video termă termostat, cum lucrează. E, și ca feedback a elevilor, este doar unele, adică foarte mult le-a plăcut activitatea jocul Ecoscratch. Elevilor din gimnaziu le-a fost foarte interesant. E, pentru ei a fost prima dată. E, ne-am le le -am întrebat că chiar unii nu cunoșteau cum se face colectarea selectivă a deșeurilor. La noi e o problemă în Republica Moldova că nu avem, nu prea avem așa cum este în România. La fel le-a plăcut foarte mult și elevilor din școala profesională termostat smart pentru școala ta, fiindcă această activitate a fost în afara claselor. Au fost la bibliotecă, unde este un parcurs de drum și a fost foarte, cum spun ei, foarte fain. Unde elevii m-au întrebat, vom avea și la anul viitor și le-am spus de ce nu. E doar primul pas. Vreau să duc mulțumiri Asociației Texo România. Mulțumiri doamnei Natalie Șeremet, mulțumiri doamnei Ana pentru această oportunitate. Sperăm, nu sperăm, dar ne stăruim ca și la anul viitor, la fel să participăm în, în acest proiect de Meet and Code. <laughs> Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, sneșana. M-am așa puțin. Mie, adică, ca și debutanții în învățământ, singurul lucru care mi se pare la fel de uh, provocator este să fii debutant ong -ist. Primul an de ong este unul dintre cei mai critici ani de ong și așa mă bucur că ne cunoaștem acum la început și că am ajutat să prindeți puțin aripi. Eu aveam o singură întrebare. Um, așa o curiozitate personală, dacă poți să ne spui puțin mai multe despre, despre, comunitate, cât de mare este, cât de mare sunt școlile, ai spus că ați lucrat și la o școală de gimnaziu și la o școală de meserii, am văzut acolo scrise cu, cu, cu litere de tipar numele meseriei, dar nu reușesc să-mi dau seama ce înseamnă, cât de mari sunt aceste școli, cât de mici, um... Nu știu, care, care simți tu că uh, adică, copiii până în acest moment au mai participat, n-au mai participat? Care a fost feedback-ul din, din punctul ăsta de vedere aici? început să spui puțin despre asta, dacă poți continua puțin? Uh, da, uh, colegii de, -de, -de gimnaziu, ei se s află în, în mediul rural. Uh -huh. uh, lor este foarte interesant când vin cineva din afară și le propun ceva, ei sunt foarte deschiși și au fost, că, wow. Uh, la noi scrie să se în curricula de învățământ mm -hmm. uh, în clasa uh, a 8 sau a 9 nu pot să vă spun precis, dar uh, lor le-a plăcut, in... le-a plăcut că a fost o activitate, adică nu în timpul lecțiilor, dar după, după ore uh, și lor le-a plăcut. Unii cunoșteau, alții nu cunoșteau că erau din două două clase diferite. Uh, și lor le-a plăcut, inter... le-a fost interesant uh, că le-am dat și de gândit, adică nu doar să facă codul, adică să mai gândească asupra codului un pic, așa să reflecteze, să vadă. Le-a plăcut, le plăcut foarte mult. Eu spuneau că dau să mai veniți cu așa, <laughs> așa activități. Zic, da, de ce nu? Ceea ce ține de meseria, am luat, noi avem mai multe meserie în școală profesională, bucătar, chelneri și așa mai departe, dar am ținut pe operator sport tehnic la calculatoare și operator o conexă, operator introducerea și prelucrarea și validarea datelor, care ei, începând din anul 2, tot au ceva elemente de HTML, unde uh -huh. noi ne-am ne -am alipit așa cu, cu, activitatea, cu evenimentul la, la ei cei ce, ține, ce făceau ei la clasă și plus și noi vineam ca sursă adăugătoare, ca o activitate adăugătoare, adică după după ore noi respectiv continuam mai departe, pentru că am avut 8 sesiuni și vă dați seama să înveți HTML în 8 sesiuni de la zero, e foarte dificil. Asta mă gândeam și eu, că na, nu, e, nu e ușor lucru să, să faci asta, nici în momentul în care ai foarte multe informații anterioare despre asta. Sunt felicitările mele, îți mulțumesc da, foarte mult. Mulțumesc. <laughs> Mulțumesc! Din Republica, de la Cahul trecem granița, nici nu ne ia foarte mult cât ne ia, ne ia 20 de metri cu mașina, 30, nu. Cât da, Galația aproape. Da, Galația aproape. De la Cahul imediat trecem cu, trecem cu mașina, trecem în România la Valentina, la Valentina Tănăsăciuc. Valentina, povestește-ne. Cum a fost la noi? Cum a fost la noi? A fost cu dependență. <gătă -i> Arată-ne despre ce este vorba. Imediat. Să-mi spuneți, vă rog frumos, dacă se vede. Este absolut minunat. Dacă dăm și dacă și pornești prezentarea, probabil că va... Vale. mulțumesc. Este perfect. bună ziua tuturor! Pentru cei care mă știu și care nu mă știu, sunt Valentina Tanasaciu, profesor pentru învățământul primar la școala gimnazială numărul 28 din Galați și anul acesta am avut onoarea de a fi parte activă la Festivalul Digital Predau Viitor, să povestesc din activitățile noastre care au avut loc de ceva ani încoace de când am descoperit evenimentul Meet în Code. Cine sunt eu? Sunt un profesor de învățământ primar din 1998 și actualmente încă student doctoral la Școala Doctorală de Științe Socio-Umane din cadrul Universității Galați. Și filozofia mea de lucru la momentul acesta este să particularizez demersul educativ în funcție de nevoile și abilitățile native ale copiilor, ale școlarilor mici. De pentru astăzi am propus un, un scurt uh, care a constituit uh, baza uh, participării noastre la evenimente cu componentă digitală, cum am descoperit digitalul, care au fost uh, proiectele de imp impact în care componenta digitală a fost implicată, câteva activități, uh, exemple de activități, de fapt toate activitățile noastre de, uh, cu marcă cod, cu sprijinul Asociației TechSoup și câteva rezultate. Am să trec puțin peste argumentul acesta, pentru că știm că a, marea majoritatea a noastră avem de a face în ultima perioadă de timp cu nativi digitali, care nu numai că s-au născut cu abilități, de digi, abilități pentru tehnologiile digitale, dar și le folosesc în mod frecvent în toate activitățile lor. Cum am descoperit eu digitalul? Cu ceva vreme în urmă, în 2015, când aveam. În lucru, să zic, o clasă a patra cu ele dispuneau de telefoane și aveau un mare interes pentru aceste dispozitive digitale, așa că am avut loc, am, am organizat primul eveniment hour of code. Trebuie să mărturisesc să fiu sinceră că la momentul acela eram cumva depășită de subiect, dar cei care au venit în ajutorul meu au fost tocmai copiii, tocmai nativi digital care au venit și m-au provocat să facem acest eveniment. Mai departe am sporit interesul către această componentă și am înce au început și aplicațiile cu finanțare primul eveniment finanțat sau prime, primele proiecte finanțate au fost sub, sub umbrela asociației Narada și ulterior evenimentele minte în codă sprijinite de asociația TechSub, care despre care vreau să subliniez încă o dată creează dependență de ce proiectele cu componentă digitală? Pentru că ele au un impact foarte mare, atât asupra noastră, a cadrelor didactice, dar mai ales la nivelul copiilor cu care lucrăm. Sporesc creativitatea, exact ce spunea și colega de la, din Republica Moldova. Copiii au o creativitate pe care noi trebuie să o exploatăm la maxim. Construiesc încrederea pentru că le oferă copiilor posibilitatea de a spune da, eu pot și chiar mie să-mi -mi să -mi, să, să oferă ocazia de a spune da, și eu pot, deși uh, nu am formare pe uh, uh, tehnologie, uh, diminuează conflictele, pentru că de data aceasta sunt cei care se sprijină unii pe ceilalți ca să ajungă la finalitatea proiectului și totodată promovează asumarea de, de responsabilități. Dintre oportunitățile de finanțare, evenimentele MIT în cod sunt preferatele noastre. Vedeți la finalul materialului prezentat și de ce. O să încep cu cel mai recent, Oglindă Oglinjoară, finanțată în anul acesta, apoi RoboBigl din anul priceput din 2022 și două evenimente din 2021 la Joacă cu Edison și Embot și Labirinturile. Ulterior, după aceste evenimente, fiind vorba și de diseminarea proiectelor în comunitatea locală, am ajuns să fim elevii de clasa întâi la momentul acela care se joacă cu roboței, roboței fiind parte integrant integrată în activitatea noastră de la clasă. Primul eveniment, acum o iau în sens invers, în primul eveniment a fost la Joacă cu Edison și trebuie să mărturisesc că acest eveniment a avut loc în perioada de pandemie și după cum se observă copiii sunt fiecare uh, la ei acasă, dar am reușit să adunăm la eveniment uh, mai mulți uh, uh, copii de uh, clasa 1, uh, făcând uh, parte și colegii de la clasele paralele care au participat și au programat acest roboțel simpatic, uh, numit Edison. Am uh, Fiind copii de clasa 1, am optat pentru Edison pentru că este prietenos, pentru că poate fi programat cu ușurință și pentru cei cărora le este frică să programeze cu EdBlock uh, sau uh, EdScratch, uh, uh, roboțelul este atât de inteligent încât poate fi programat cu ajutorul unor taste uh, să citească codul de bare. O, un mic filmuleț, În acest caz, Edisonul nostru este programat să citească uh, linia continuă, ceea ce înseamnă că e întregul ta traseu. Uh, a dus la școală Edison, a, uh, a avut un asemenea impact asupra copiilor, încât unul dintre ei a exclamat la un moment dat, vreau să fiu un Edison. Uh, Mergem mai departe la următoarea activitate. Următoarea activitate a fost Embot și Labirinturilor. Deja am trecut la un alt nivel, pentru că Embot este un, un roboțel mai complex. Încă nu i-am descoperit toate funcțiile, dar pe care noi l am folosit la o lecție de limbă română, chiar de ziua marelui nostru poet Mihai Eminescu, să traverseze niște labirinturi. Embotul nostru, nu putea merge mai departe decât dacă copiii îndepineau sacin să răspundă la niște întrebări legate de opera lui Mihai Eminescu. Următorul eveniment, mai trebuie să mai fac o precizare în legătură cu această, acest embot, că el vine într-un kit în care sunt părțile, embotul este cuprinde părțile componente. Și de aceea este nevoie de asamblarea lor. Și atunci am întrebat cine vine să ne ajute. Răspunsul a venit din partea părinților. Am trecut puțin peste imediat. A venit din partea părinților care s-au organizat pe ateliere, de, pe ateliere formate din 5-6 elevi care au împărtășit din tainele meseriei de inginer electronist. Ulterior, roboțelul a fost dus, de fapt, a fost dus virtual acasă, pentru că odată ce au descoperit programul lui Iembot, uh, uh, au încercat să-i uh, caute alte uh, uh, funcții, astfel încât fetița pe care o vedeți încă în clasă vine cu o aplicație pentru Iembot, Și ce cei în botul nostru a fost transformat într-un mic dansator. De fapt, făcea câteva mișcări circulare dar cu ajutorul comenzii pe care mi-o. Bun. Următorul, următorul an am ridicat puțin ștacheta și am încercat să integrăm uh, dispozitivele uh, programabile la uh, noile obiective. Da, acelea legate de uh, educație ecologică, astfel încât l-am uh, propus pe Robobit Grădinarul Priceput. Robobit Grădinarul Priceput este de fapt un dispozitiv uh, în care uh, elementul uh, principal este placa microbit pe care uh, am programat-o să transmită informații cum că o plantă are nevoie de apă Uh, și, as, uh, și nu numai uh, să transmită această informație, uh, atașându-i o pompă uh, de, de apă, uh, practic, Robobit să facă treaba noastră în cazul în care suntem prea ocupați sau plecați în concediu de a, uh, și nu mai avem cum să avem uh, grijă de plante. De asemenea, a fost un eveniment extrem de plăcut și extrem de interesant pentru copii, pentru că de data aceasta trebuie să mărturisim, să fim sinceri și să spunem că microbul microbit a venit din partea colegilor noștri de la Piteș, pe care fizic nu i-am văzut niciodată, dar care ne-au învățat și ne-au deschis tainele programării microbit. Este vorba de asociația Give It Back, Cătălina Enescu este cea care ne-a introdus în această lume a microbitului Absol Absolvent, accelerator, predau viitor, trebuie să spun asta, îmi pare rău tu prietena noastră de multă vreme, mulțumesc foarte sigur. mult Sigur, și de curând, de vreo 2 ani de zile și prietena noastră Bineînțeles că activitatea nu a fost doar în colaborare cu cei de la Pitești. Am avut și de data aceasta un tătic în care pot să spun că am introdus microbul programării și digitalizării de la clasă, astfel încât dânsul a fost membru activ la activitățile noastre. Dacă îmi permiteți câteva minute despre ce înseamnă robo-bifră grădinarul priceput? Valentina, să știi că sunetul nu se aude și nu știu dacă avem timp în acest moment să dăm... E ok, e ok, probabil că trebuia să mai facem niște setări și nu avem neapărat în acest moment timp să refacem conexiunea cu share de dar am înțeles că este un copil foarte simpatic care povestește cum poate să folosească acest lucru, care de altfel mi-ar fi de folos și mie în casă. A, sigur că da, o să trimit filmulețul complet cu părțile... Perfect și uh, kitul care este necesar pentru pe a fi achiziționat astfel încât acest robobit să fie uh, să fie funcțional. Uh, mergem mai departe și cel mai recent eveniment a fost e, oglinda fermecată muzicală, în care uh, am uh, avut parte de întâlnirea cu un mentor dedicat și implicat. Este vorba de Florin Roșca de la, din cadrul uh, Robotescu uh, București. De data aceasta l-am adus de la București în clasă, dar tot așa pe cale, pe cale virtuală. Iar uh, Florin ne-a învățat să programăm uh, tot plăcu, uh, plăcu, un dispozitiv uh, pe baza plăcuței uh, microbiz, astfel încât să facă o recunoaștere facială. Dacă inițial plăcuța aceasta husky lens poate să recunoască chipuri, Florin ne-a învățat să recunoască un anumit chip, astfel încât plăcuța microbit, camera husky lens și conectorii de rigoare reușesc să transmită informații prin aprinderea unui LED și un semnal sonor să spună dacă este fața potrivită sau nu. Astfel încât, la finalul evenimentului, copiii au o venirea, ce ar fi dacă accesul în sala de clasă s-ar face doar dacă Husky Less ne face permisiunea. E o idee la care încă medităm, să vedem dacă putem sau nu putem să facem această, această, acest proiect. Ce am reușit în finalul acestor evenimente și proiecte în am reușit să aducem acasă și în clasă diferiți roboței, nu numai cei pe care i-am achiziționat prin finanțarea în cod. Am, am reușit să aducem părinți implicați și nu numai că la noi la clasă au participat și profesori din cadrul Universității Dunărea de Jos. Am mai reușit, după cum am văzut, să facem diferite aplicații și activități în care roboției sunt instrumente de învățare pentru copiii noștri. Am reușit să lucrăm împreună cu un anumit scop. Am reușit să fim împreună, acum ar fi urmat niște testimoniale din partea copiilor. Nu știu dacă vor. Fi fi auzite. Cel mai probabil cel mai probabil nu o să avem sunet dacă nu am făcut uh, acest share de la în... început, dar ce putem face este că această prezentare oricum o să ajungă în patlături de eveniment și toată lumea o să le vadă și o să se bucure pentru cei mici. Mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc pentru... Tot și dacă îmi permiteți o simplă încheiere, chiar dacă nu este o exprimare uh, tocmai uh, elevată, uh, dar uh, o să spun așa, pariați pe asociația TechSoup, uh, pariați pe evenimentele Meet and Code pentru că visurile pe parte uh, digitală pot fi îndeplinite. Eu vă mulțumesc și ne mulțumesc tuturor pe persoanelor care au uh, făcut parte uh, din toate proiectele noastre care ne-au susținut și au adus plus valoare la tot ceea ce am făcut noi până la acest moment. Mulțumesc foarte mult, Valentina. Contează, maximă. Foarte, contează foarte, foarte mult. Vreau să vă spun amândorora și Valentina și Znejană că practic pe chat scurg sute de felicitări pentru activități și pentru inițiativă și de asemenea mai sunt și câțiva alți organizatori de evenimente Meet and Code care mulțumesc pentru sprijin. Ce vroiam noi să ilustrăm prin aceste exemple nu era neapărat faptul că suntem noi senzaționali, ci mai degrabă cât de senzaționali sunt organizatorii de evenimente și de asemenea, și cu asta fac și trecerea mai departe către următorul nostru invitat, faptul că acea zicere pe care o vedem noi de foarte, de foarte multe ori și cu care ne place uneori să pornim absolut orice conversații despre educație, nu? De câte ori ați văzut acest citat pe o prezentare despre educație? E nevoie de un sat să crești un copil, nu? Toate... Cred că pot să număr mi și milioane de momente în care o discuție despre educație a pornit așa. Și de la un moment dat pare că se clișeizează cli puțin, că nimeni nu se mai gândește de fapt la ce înseamnă. Dar așa este. Și asta vedem inclusiv, poate mai mult decât oricând, în zone de asta de cum, cum sunt evenimentele Meet în Code, unde, iată, faptul că un profesor dedicat trece mai departe și devine organizator de evenimente, devine ong îmi place mie să spun. E un lucru de mândrie pentru mine să fiu ONG-ist. Devine ONG-ist, atunci comunitatea alături, nu doar comunitatea imediată de părinți și comunitatea din școală dar și comunitatea din altă parte din alt oraș, de peste graniță un alt, un alt voluntar un alt mentor da, cumva capacitatea din nu știu, lucrurile și resursele care ajung la copiii noștri cresc e, și parte foarte importantă din acest sat este și s-a România, domnul Cioc, nu Bogdan și voluntarii care au fost la aceste evenimente. nu? Suntem toți parte din acest sat care trebuie să creștem acești copii senzaționali și să-i pregătim pentru um, ceea ce urmează, care nu vedem atât de departe în viitor și nu înțelegem exact ce urmează. Dar ce știm este că trebuie să-i pregătim puțin sau să nu știu, încercăm în fiecare zi să fim. Uh, cele mai bune versiune ale noastre, ca voluntari, ca organizatori, ca profesori, în așa fel încât să le mărim șansele ca ei chiar să reușească în uh, acest viitor. Bine ai venit în Festivalul Digital Predau Viitor 2023. Cum s-a văzut de la voi uh, anul acesta unde ați avut o mai mare vizibilitate în ce se întâmpla în selele de clasă și în evenimente uh, Meet and Code? Și, și să știi că ești, ești pe mute încă. Ia să vedem. M-auzit acum? Perfect. Mulțumesc foarte mult. Da. Okay. Bun. Dar eu vin să aduc perspectiva unei persoane care e implicată în domeniul for profit, <laughs> în, în, venind să, în contact cu voi care faceți toate activitățile astea non-profit <clears throat> și dacă se poate să încep cu o perspectivă personală. <clears throat> Am o admirație nedisimulată pentru ce faceți aici și TechSoup și doamnele profesoare, faptul că lucrați cu copii și le sădiți foarte devreme pasiunea pentru un domeniu sau altul, în cazul ăsta pentru domeniul tehnologiei, mi se pare un lucru admirabil, un privilegiu probabil pe care sper că îl resimțiți, dacă nu vă dați seama de faptul că e un privilegiu, atunci sper să, să realizați lucrul ăsta pe mai departe. Și o, o, o ocazie minunată de a le influența sau de a le da posibile drumuri de carieră în viitor, ca să continui tot pe partea asta profesională. Uitându-mă la prezentările doamnelor profesoare, care și pe mine m-au emoționat, mărturisesc, mă, mă, uitându-mă la ele, mă duce cu gândul la, să zic, la începutul meu, personal în domeniul ăsta al tehnologiei. Care are legătură cu faptul că mama mea este cadru, cadru didactic și a avut ea cumva, la începutul anilor 90, vorbim de acum mai bine, probabil în jur de 30 de ani, a avut ea clar viziunea asta extraordinară că tehnologia este viitorul și că din lucrul ăsta copiii ei, și eu și fratele meu, o să putem să ne facem niște cariere pe viitor și, într-adevăr, acolo am ajuns. Ea a făcut. Ia, lucru pe care l-a făcut ea foarte inspirat atunci la începutul anilor 90 a fost să ne cumpere niște calculatoare care, dacă îmi permite să spun, erau mult mai rudimentare decât, decât, instrumentele pe care le folosiți dumneavoastră astăzi în exercițiile cu colegii dumneavoastră, însă au fost suficiente să ne insufle o, o anumită pasiune din care... din care în, peste ani și ani, și, cum spuneam, am ajuns, să ne facem o, am ajuns să ne facem o carieră. Bun, sunt aici să reprezint compania SAP. Numele meu este Bogdan Cioc. Sunt șeful Centrului de Cercetare-Dezvoltare pe care SAP îl creează în România. Sunt, reprezint compania SAP și vă spun câteva cuvinte despre ce facem noi în asociere cu TechSub și ce facem în materie de responsabilitate socială global. Haideți să începem. Nu știu cât de cunoscută vă este compania SAP, întâi și întâi. SAP este o companie germană de software care a fost creată în 1972 de cinci 5, de 5 prieteni, cinci 5, 5 colegi, care în momentul respectiv lucrau la IBM. IBM era, era cea mai importantă companie de tehnologie la momentul respectiv. Din 1972 a, a crescut și a ajuns să fie lider mondial pe piața de software de afaceri. Cam orice fel de a, sisteme informatice care sunt folosite în mediul de afaceri sunt, a, există soluții care sunt folosite de SAP. Deci, asta e ce facem noi. A, nu știu dacă se. Așa. Susținem cele mai de succes companii din întreaga lume să-și desfășoare activitatea prin soluțiile de business pe care le avem câteva, nu insist foarte mult pe lucrurile astea, doar să dau o imagine despre, despre să zic, despre activitatea noastră. Câțiva dintre clienți, aici sunt doar câteva exemple, C câțiva clienți foarte notori, sunt convins că ați, ați, ați văzut numele, sunteți familiar cu brandurile. Roș, Mercedes, Sephora, Vodafone. Astea sunt doar câteva exemple din industrii diferite. În, 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 în cifre statistice, 99% din cele mai mari companii din lume folosesc software de la compania SAP, 97% din cele mai verzi, ecologice companii din lume folosesc software de la compania SAP, 87% din comerțul global trece printr-un sistem informatic de la compania SAP. Uh, știu că e o cifră uh, incredibilă, dar este, uh, este uh, realitate. 94% din veniturile industriei auto ating undeva un sistem SAP, 86% din veniturile industriei media, 95% din veniturile din industria de echipamente și servicii medicale ating un sistem SAP la un moment, de, uh, la un moment din fluxurile uh, economice care se desfășoară acolo. Uh. În materie de strategie de responsabilitate socială a SAP, strategia noastră este să susținem accesul echitabil la oportunități economice, la educație și locuri de muncă și la economie verde, prin accelerarea business-urilor cu componentă socială, prin educarea noilor generații, lucru foarte important, care justifică și, faptul pentru, și motivul pentru care suntem aici, prin colaborări pentru sustenabilitate, Astea sunt cele trei, să zic, direcții strategice ale implicării SAP în activități de, de responsabilitate socială la nivel global, în parteneriate cu organizații globale, cum ar fi UNICEF, World Economic Fund. Și așa mai departe, și în într-o rețea de parteneriate sociale, prin implicarea angajațiilor proprii în diverse activități de responsabilitate socială, prin managementul impactului social, prin know-how, dacă know-how-ul nostru din, acumulat din activitatea noastră de bază, activitatea noastră de zi cu zi, folosește și adresând une, un, unor grupuri țintă care sunt în general formate din tineri între 40, între 14 și 30 de ani, inovatori sociali, cum, cum am avut și câteva exemple chiar în discuția de astăzi și cum probabil sunteți fiecare dintre dumneavoastră cei care participați la această conferință. Ca și impact în cifre, în impactul total al activităților de, de CSR, de, de responsabilitate socială al, la nivelul companiei S.A.P., apropo, companiei S.A.P. are la nivel global 110.000 de angajați și este prezentă în 147 de țări. Deci, într-adevăr, avem o, avem o um, arie de acoperire globală. Prin, prin această arie de acoperire globală, um, cifrele pe care le menționez aici se referă la... la Întreaga, la întreaga paletă de inițiative în care participăm și pe care le finanțăm. 20.000 de angajați ai companiei SAP în, în 2022 au participat ca voluntari în activități de, de responsabilitate socială. 117.000 de ore de voluntariat au fost depuse de, de angajații companiei de cei 20.000 de oameni care s-au implicat în astfel de activități. 65% bazate pe abilitățile lor de bază pe care le folosesc și în business. 4,1 milioane de tineri au fost antrenați, au fost asistați prin, prin programele pe care le sponsorizează sau la care participă, în care se implică SAP, 50% din ei fiind, fiind fete. 6,2 milioane de vieți impactate la modul larg de programele în care participă compania, 179.000 de, de, profesori la nivel global care au beneficiat de, să zic, de programe de educație, de materiale, de suport logistic din partea companiei prin partenerii noștri social, cum ar fi Meet Code, de exemplu, prin partenerii noștri non-profit. O mie de, de, de mici businessuri cu profil social sprijinite în lume, un, o atingere de aproximativ un miliard de, de oameni aici o aproximație, bineînțeles, de, de persoane care sunt care au, au avut contact cu activitățile de CSR organizate de, com de, de companii și de companiile partenere, 94 de țări în care desfășurăm astfel de activități. Uh, în, în România uh, s-a vorbit până acum de parteneriatul nostru cu Mitten Code. SAP este partener global miten Code în toate țările în care miten Code se desfășoară prin asociația TechSoup. Înțeleg că în România parteneriatul nostru este, este început de șapte ani. Noi, la nivel de voluntariat, nu ne-am implicat de foarte multă vreme și ne dorim să și la nivelul organizației din, din România ne dorim să creștem gradul nostru de implicare prin, prin implicarea voluntarilor din partea companiei. Anul ăsta a, a fost unul dintre primele exerciții pe care le-am făcut și ne dorim să extindem această colaborare. Câteva exemple de acțiuni în care am participat anul acesta prin voluntari, au fost acțiuni la câteva uh, licee sau școli uh, din, uh, din, din, în luna octombrie, în general din cele care sunt organizate de TechSoup. Uh, avem uh, o casă a viitorului care a fost organizată de uh, Liceul Tehnologic Agricol din Bărcănești, undeva lângă Ploiești. Avem o activitate uh, denumită și care s-a realizat la Liceul Ile Caragiale din Ploiești. Avem mică, o mică activitate legată de robotică organizată împreună cu o școală din Mangalia, cred, și o altă activitate, n-am reținut care, unde a fost organizată cealaltă activitate, ca și, ca și impresii din partea colegilor care s-au implicat în aceste, aceste activități, pentru ei pentru ei aceste activități au reprezentat un mod plăcut de a se implica în viitorul societății, de a crea amintiri valoroase pentru copii, spune Elena Ene, care este dezvoltator software în compania noastră. Iulia Ciura, care este proaspăt absolvent de facultate și a început să la companie destul de recent. Ea spune că i-a plăcut foarte mult să se reîntoarcă la școală, din postura de profesionist de înce la început de carieră, să poată împărtăși cu elevii lucruri pe care și-ar fi dorit la rândul ei să le știe la vârsta lor. A fost foarte încântată de, de colaborare. Impresia pe care a avut-o Marcia Antriță ca project manager a fost că evenimentul organizat cu școala, cu liceul din liceul tehnologic din Bărcănești a fost că evenimentul a avut o rezonanță pozitivă pentru elevi și colegii din proiect de la Asociația Techup au știut foarte bine să implice colegii să deschidă apetitul de a adresa întrebări profesorii implicați au fost încântați de această colaborare. Astea sunt câteva impresii pe care le-am cules noi în activitățile la care am participat. Uh, repet, uh, uh, repet impresia, uh, impresia voluntarilor este uh, participarea la aceste evenimente le-a adus o satisfacție la nivel personal, dar nu ăsta este lucru important. Important este oportunitatea pe care o avem cu, to cu toții să contribuim, să aducem înapoi către, către societate din ceva din experiența pe care am câștigat-o în experiența noastră în experiența profesională pe care am acumulat-o de-a lungul timpului. Și dacă se poate să creeze modele de carieră pentru elevii, pentru tinerii din, din România, în așa fel încât ei, într-adevăr, să poată să, 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 să își și urmeze visele, să, să uh, meargă pe un drum de carieră care, după părerea noastră, poate să fie un drum de carieră satisfăcător și să uh, să ajungă să la rândul lor să-și construiască o carier, cariere uh, valoroasă în domeniul respectiv. Aici avem câteva uh, fotografii de la evenimentele la care au participat voluntarii noștri anul acesta. Și închei prin a spune, prin a mi exprima încă o dată admirația pentru, pentru textul pentru Mite încos și mai ales pentru pentru domnii și doamnele profesori, profesoare care organizează astfel de evenimente care după părerea mea au un impact foarte mare în în mințile copiilor în care participă, care le le încurajează curiozitatea, le încurajează creativitatea și le dau drumuri concrete pe, pentru a-și dezvolta viitoarele, viitoarele cariere profesionale. Ne revedem în 2024, de-abia așteptăm să ne implicăm și mai departe și poate cu mai multă, cu mai multă implicare. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Vreau să spun că pe, pe, pe parcursul prezentării curgeau, la fel ca și pentru doamnele profesoare, sute de felicitări, în special de la oameni care spuneau că nu erau conștienți câtă implicare socială există, de fapt, și de drept în jurul nostru, și cum că există un sat, de fapt, în jurul nostru și în jurul educației, trebuie doar să-l vedem și să fim și să acolo atunci când ne întinde o mână de ajutor sau o mână de implicare. Știu că și tu ai fost într-o la un eveniment Mittencourt, dar nu ăsta, dacă mi-aduc aminte bine, chiar la Pitești. Am fost la liceul Ile Caragiale din Ploiești. Din Ploiești, îmi cer scuze. Liceul din Ploiești a fost un caz particular pentru că ei fiind unul dintre cele mai importante colegii naționale din județ, au multe inițiative de atragere de fonduri pentru diverse proiecte. Pentru ei, pentru ei activitatea organizată prin text n-a fost atât de necomună, uh -huh. de având deja practică în, în, în atragerea de finanțări. Însă, a fost, a fost important evenimentul în sine din perspectiva copilor care au fost implicați, însă ei re reliefau ideea asta că, într-adevăr, pentru, pentru comunități mai mici, pentru școli mai mici, inițiativa organizată de voi a fost o oportunitate excelentă de a realiza faptul că pot, pot accesa finanțări. Pot, pot învăța în felul, participând la, la inițiativele voastre, textul, ce înseamnă procesul ăsta de a construi un dosar, de a aplica pentru uh -huh. o finanțare și poate fi primul pas către lucruri mult mai mari. Așa este. Și ăsta este lucru pe care îl spunem și noi întotdeauna, că dai, finanțarea minte încă o trebuie să fie prima finanțare în următoarele finanțări pe care le aducem în școală și următoarele parteneriate pe care le aducem în școală și ne, ne place foarte mult. Adică ne mândrim cel puțin la fel de mult cu copiii, competențele și organizatorii de evenimente ne mândrim la fel de mult cu faptul că uh, sunt organizații care capătă aripi după aceste evenimente, lucru care e foarte important pentru noi. Ne apropiem puțin... Tel... Ceva. -aș mai da, doar, ceva. doar o remarcă finală, ca să fac legătura un pic și cu partea profesională, uh, noi ne implicăm în activitatea asta la nivelul copiilor uh -huh. care, care sunt uh, la început, dar Trebuie să știți că, de exemplu, săptămâna trecută am participat la un târg de joburi pentru proaspăt absolvenți de facultăți la sala Palatului în București. Astăzi, chiar astăzi, în momentul ăsta, avem o desfășurare un hackathon cu studenți de la Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Politehnica din București, în care ei vor, participă la un concurs de programare și câștigă niște premii la sfârșit. Peste vreo trei săptămâni avem un altfel, un eveniment similar la, la ASE, la Facultatea de Informatică Economică. Săptămâna viitoare participăm la o conferință de tehnologie la, la Romexpo. Deci sunt o grămadă de activități care se desfășoară de-a lungul timpului și care sunt legate de mediul profesional și unde ne dorim să-i vedem și pe copiii care astăzi sunt la dumneavoastră în sală, în viitor, în câțiva ani. Mulțumesc foarte mult! Fiindcă ne apropiem de final, nu vroiam să finalizăm această discuție fără să vă rog pe fiecare dintre voi să dați un mesaj pentru profesorii care ne urmăresc și care se poate să gândesc. Dar ce treabă am eu să-mi iau finanțare și să trebuiască să fac de conturi sau să trebuia să mă gândesc de unde să cumpăr roboței sau alte lucruri și, sau poate care încă nu au curaj sau care și imaginează că da, poate ideea mea de eveniment și ce vreau eu să fac la clasă cu elevii poate nu este atât de bună pe cât îmi imaginez eu. Și v-aș invita și aș începe, aș începe în ordinea inversă, că aș începe cu tine, Bogdan. Aș începe, v-aș ruga să le dați, nu știu, un mesaj. Care ar fi mesajul vostru de încurajare pentru următorii aplicanți pentru evenimente emite în code? Da, după părerea mea, dumneavoastră aveți motivație intrinsecă și sunt convins că o să vă păstrați motivația asta, pentru că lucrați cu, cu copii și lucrul ăsta vă, vă, vă dă vă, satisfacție profesională. Însă, Vreau să spun că nu este muncă în zadar. Poate să însemne efort suplimentar față de cerințele de bază ale, ale jobului pe care l aveți astăzi. Poate să însemne efort suplimentar, însă nu este în zadar. Nu este degeaba. Chiar dacă e o investiție care poate să nu fie imediată și care are rezultate pe termen lung, va avea rezultate pe termen lung, cu siguranță. Iar. Piața muncii din România în domeniul tehnologiei este competitivă și este din ce în ce mai ofertantă și, cum spuneam mai devreme, cu siguranță copiii pe care la care dumneavoastră să sădiți astăzi primele, primele idei, primele începuturi de, de, potențiale cariere vor ajunge la un moment dat în, 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 în zona de profesională și vor avea șansa să-și să amintească într-o zi că dumneavoastră i-ați dus pe drumul ăsta. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Un super mesaj de încurajare! Bun depus pe tricouri! Snežaana, un mesaj de încurajare de la tine, pentru mai ales ca debutant Mitten pentru următorii debutanți Mitten Da, eu vreau să. Ca încurajare, eu vreau să, să spun pentru toate ONG-urile care se află în Republica Moldova și nu numai să aplice pentru mit în cod pentru că este foarte chiar și cei și finanțare care este poate mică, poate pentru unii mare, poate pentru unii mică, dar oricum rezultatul este pentru elevi. Ei sunt foarte, foarte receptivi și pentru a face ceva inclusiv și pentru școală și pentru societate. Mulțumesc foarte mult! Valentina, cum îi încurajezi, deja din postura de senior al Meet Code? cum îi încurajezi pe viitorii debutanți, organizatori de evenimente în Code, să încerce anul viitor? Îi așteptăm. Simplu, o încercați. Încercați că nu aveți ce, ce să regretați ca să fac și o licență poetică acum. Cred că este un, o aplicație de proiect, una dintre cele mai ușoare de completat. Nu există raportări detaliate, ci există o raportare personală. Dovezile sunt puține, dar semnificative, iar bucuria copiilor, din ochii copiilor și dorința lor de a mai participa și la alte evenimente, mi cot, cred că sunt su suficiente. Eu, contribuția mea personală la Disney proiectelor este că am povestit tuturor cât de frumoase sunt evenimentele și acum trebuie să mărturisesc că deja mă gândesc la ce aș putea să fac eu anul trecut pentru a mai obține o nouă finanțare și cred că este rândul și a celorlalți să participe cu proiecte și idei inovative. Mulțumesc foarte mult, Valentina. Așa este. Adică, trebuie să, trebuie să ne asigurăm cum. E. Pentru noi sunt foarte importante lucrurile astea de echitate, pe care și voi le uh, spuneți foarte bine. E foarte important ca cât mai mulți oameni să poată să aibă acces la aceste lucruri, atât cât este posibil. Cum e? Ce avem? dăm mai departe. La fel ca și acest festival, ce avem și am construit, dăm mai departe. La fel ca și ce faceți voi, ce aveți și ce construiți, dați mai departe. La fel ca și ce fac colegii din zona for profit, ce avem da, și este disponibil și poate fi dat mai departe, dăm mai departe, căci la sfârșit, ceea ce este important este că mai multe vieți de copii pot să-și împlinească potențialul uman pentru care s-au născut pe această lume. Vă mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult. Le mulțumesc foarte mult și celor care ne-au ascultat și care au felicitat pe toți trei pentru ce faceți. Noi o să luăm o pauză, practic va fi scurtă de un blink de ecran de două minute, cât să ne adunăm toți de la echipa Asociației Textul până acest Zoom și apoi să ne luăm la revedere de la voi. Revenim în două minute.